Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi vom pune în discuție o temă foarte complicată, dar pe cât de complicată, pe atât și de necesară de a fi discutată, pentru că a ajuns deja într-o situație când oamenii nu au încredere în ceea ce se întâmplă. Vom discuta despre drepturile de autor și conexe. Acest domeniu care gestionează drepturile de autor este în pericol sau nu este acesta în pericol? Invitații din studio sunt Viorica Nagacevski, membra Consiliului Oficiul Republican al Dreptului de autor. Bună seara și bine ați venit la noi în platou. Bine v-am găsit. Și Ariadna Suveica, avocat. Bună seara. Bună seara. Și mulțumesc pentru că ați găsit timp să veniți la noi să discutăm astăzi o temă care necesită a fi discutată, pentru că doar atunci când pui în discuție niște situații care au mai multe lacune, atunci ajungi la un adevăr. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră de la început. Da. Din câte știu, conform legislației în vigoare, AGP este organizația care eliberează licențe de colectare a plăților pentru autori, da? Și mai sunt care au aceste licențe două structuri, organizații, ORDA și Copyright. Așa? Este un pic altfel. De fapt, AGP monitorizează și avizează organizațiile care solicită aviz pentru a exercita gestiunea colectivă a drepturilor de autor. Uh-huh. Iar cei care colectează remunerația, având avizul AGP, sunt organizații obștești, fondate de autori, alți titulari a drepturilor de autor și conexii. Da, bine că trecem după aceea și la doamna Nagacevski. A mai fost până acum și încă una care i s-a luat licența. Încă o perioadă îndelugată de timp era o singură organizație de așa gen, Asociația Drepturilor de Autor și Conexie, prescurtat ASDAC. ASDAC, așa. Ulterior, pe piață, să zic așa, pe piața drepturilor de autor au apărut încă alte patru organizații, între care și organizația pe care o reprezintă doamna Nagacevski, Asociația ANCO, Repromult și organizația fondată de Iurie Gheorghiț, ANPCI. Deci au apărut cinci organizații. De la început a fost cu istoria celor... O singură organizație, deja după ce a fost pus în aplicare noua lege cu privire la drepturile de autor și conexie în 2011, au apărut mai mulți subiecti. Câteva organizații de gestiune colectivă. Erau cinci de la început. Această organizație ASDAC, despre care ziceam eu că ultima care a fost cea mai numeroasă, a transmis cuiva drepturile sale? Este Din câte știu eu, ei este cineva sau nu? Din câte știu eu, eu am lucrat o perioadă anumită de timp, am reprezentat asociația, în special în procesele de judecate. Din câte știu, lor le-a fost retras avizul. Pe moment nu vă pot da detalii, fiindcă nu mai colaborez cu această asociație deja mai bine de un an. Celelalte nu se știe nimic despre ele. Au reușit? Din câte știu eu, sunt pe moment avizate două organizații, ORDA și ANCO, da? Dacă nu greșesc. Am înțeles. Și pot să vă mai spun că ASDAC, în momentul de față, are mai multe litigii, inclusiv legat de retragerea vizului, dar eu deja nu mai reprezint această organizație în judecată. Este alt avocat, nu vă pot spune exact cine. Am înțeles. Trecem la dumneavoastră, la situația care este creată pe piața intelectuală. Ce trebuie să facă? Să începem de la un autor. Margareta, eu vreau să încep povestea cu totul altfel. De ce? Pentru că colega mea este doar avocat. Însă întrebările adresate către ea sunt de ordin cum ne descurcăm în situații, pentru că azi experții, însă ca să știm cum să ne descurcăm, trebuie să știm de unde o începem, care este povestea și de unde s-a stricat mărul, da? Să spunem așa, că la bun început a fost o singură organizație, ASDAC-ul, care întrunea monopolist toți autorii din Republica Moldova. Odată ce a fost schimbată legea cu privire la dreptul de autor, sigur că a devenit un principiu că trebuie să fie echitate și neapărat trebuie să apară și alte organizații care să-și propună pozițiile lor pe, să spunem așa,
pe diferite metode care sunt mai avantajoase, care sunt mai echitabile, care sunt pe bani mai mulți, care sunt diferite mecanisme aplicabile. Noi, o bună parte din autori care am fost atunci la moment la ASDAC, asta s-a întâmplat în 2010, am format Oficiul Republican al Dreptului de Autor. La acel moment era deja Asociația Națională Copyright, care este ANCO, dar mai exista deja o asociație care pe cale judiciară și-a confirmat poziția de a fi activă ANPCIU. Deci la moment când noi deja am venit în joc pe piața dreptului de autor, noi eram 4 organizații cu actele în regulă. Doar că ce s-a întâmplat ulterior, în continuare? La moment când noi deja ne-am înregistrat, conform legislației cu privire la dreptul de autor, doar 2 organizații puteau să obțină dreptul de a gestiona, de a valorifica dreptul de autor. De ce? Pentru că trebuia să ne întrunim în anumite condiții. Și condițiile, și nu toate făceau parte. Sigur că celelalte 2 organizații au atacat decizia organului superior, care pentru noi este AGP-ul, în judecată. Noi am fost parte la judecată, ni s-au sistat licențele. 4 ani de zile noi ne-am judecat. În acest 4 ani de zile, autorii sigur că nu puteau primi. De aici aș început decalajul acestui domeniu în care foarte multă lume a rămas nemulțumite. Așa. Foarte mulți autori, foarte mulți artiști. Pictori. Pentru că, de fapt, dreptul de autor se bazează doar pe remunerația pe care ei o primesc. Da? Deoarece, să spunem că avem artiști care câștigă la anunți, la cumetrii, e bine, mersi, dar avem deja artiști care, din păcate, nu se mai pot prezenta, ori difuzarea operelor la un post de televiziune, un post de radio sau prin transmisie prin cablu, da? Oricum, această operă fiind odată utilizată, deja îi se valorifică dreptul de autor. Deja o asociație cu gestiune colectivă îi poate colecta remunerația. În cazul când noi am fost toți blocați, nimeni n-a putut să îndeplinească acest lucru. Deja când a fost deblocarea... Între timp, situația dintre cești 4, da, pe piață, sigur că era concurențială sau voi erați... Păi deja nu mai exista nici concurență pentru că era litigiu. Erau toți, practic, blocați. Da, au fost toate organizațiile blocate. Nu era din vina noastră, era din vina pentru că noi am avut nevoie ca o instanță de judecată să se expună asupra normei care trebuia să lucreze. Și atâta timp cât norma nu era clară nici pentru o parte, nici pentru o altă, noi trebuia să așteptăm acest lucru ca să se finalizeze. Până la sfârșit, noi, Orda a primit în limita membrilor sale decizia de activitate și ANCO a primit la fel în limita membrilor săi. La moment deci, sunteți cei mai numeroși sau sunteți... Deci nu sunt mai multe criterii. Unul din criterii este reprezentativitatea autorilor în asociație. Din toate categoriile aveți. Din toate categoriile. Reprezentativitatea, adică cât sunt mai mulți, asta ne reprezintă. Titularii de drepturi, membrii ai oficiului. Dar, de exemplu, sunt 2 licențe. Este licența exclusivă și licența obligatorie. Și dumneavoastră pe care o dețineți. Și noi, la moment, doar avem aviz de activitate, dar nu avem licența exclusivă și obligatorie. Și pentru ce trebuie ce înseamnă această licență exclusivă și obligatorie? Ăsta este un termen juridic pe care foarte puțin în lume poate să încerce. Licența extinsă, licența obligatorie, este acea licență care colectează pentru acei autori care nu sunt înregistrați în nicio asociație, ori operele care sunt în Republica Moldova defuzate încă nu au fost solicitate pentru a fi valorificate. Și iată, banii care se duc pentru acest capitol de drept de autor extins, da? Sau spunem licența extinsă, da? El se păstrează la acea organizație care a obținut această licență. Deci trebuie să facem deosebire un pic. Aceasta, da. Lucrurile care nu trebuie încurcate. Și atunci noi, în Republica Moldova astăzi, avem reprezentativitate, Orda, 10%, pentru că avem un memorandum care l-am încheiat între ASDAC, între
ANPCI între ANCO și Repromult? Repromult nu există. Asta ASDA cu ORDA, ANCO și ANPCI. Patru organizații care aveam această, să spunem, acest motiv de a lucra, da? Avizurile. Noi ne-am adunat împreună. Noi, din punctul de vedere de reprezentativitate și având repertoriu, am decis împreună care este cota noastră pe piață. La moment când noi am încheiat acest memorandum, ORDA avea 10%, ASDACO avea 50%, ANCO avea 30%, câteva procente erau pentru ANPCI și un anumit procent era pentru licența extinsă a celor autori care încă nu au fost valorificați, adică nu s-a solicitat valorificarea lor. Și iată vă zic că astăzi în Republica Moldova există aceste două organizații, ORDA care reprezintă și colectează pentru autorități în proporție de 10%, ANCO în proporție de 90%. Ei se mai numesc copyright, da? Anco, copyright, ca să sigur că da. Înțeleagă telespectatorii. Am înțeles. Și până la urmă, care e problema cea mai mare pe care noi astăzi am fost cu echipa de filmare și am întrebat și mai mulți interpreți și compozitori și autori de texte, textieri. Întrebarea care la mai mulți a fost aceeași este: cine are grijă sau cum percepeți cuantumul taxei acestea de colectare? De ea AGP-ul vă transmite sau voi cum decideți? Nu, deci la negocieri directe. La negocieri cu autorul. Cu autorii, sigur că autorul vine, își transmite dreptul. Ajungem la cei pași care spuneam eu în întrebare. Da. Cum se încheie un contract și cu cine dă banii și cum dați banii? Vă zic că el își depune repertoriu, încheie contract de licență cu organizația pe care el și-a ales-o. Noi astăzi avem doar două avize, ORDA și copyright-ul are aviz. Da? Dacă lui a plăcut la ORDA, el a încheiat cu ORDA, dacă i-a plăcut la ANCO, el a încheiat cu ANCO, noi pentru el colectăm de la utilizatori onorariul lui de autor. Am înțeles. Problema deci, este alta. Un autor poate să încheie un contract și cu o asociație obsesivă, își alege numai una. Neapărat. Problema cea mai importantă și cea care nu pot să o înțeleagă autorii este că distribuirea onorarilor se face la justa lor audiență. Adică, de câte ori a fost... Cum vedeți care este? Noi avem rapoarte, noi avem și un program care nouă ne spune rotațiile fiecare piese, de câte ori și... Reușiți să acoperiți toate domeniile ca să vedeți? De fapt, vă zic că nu există... Sau vă referiți doar la muzică? Doar. Noi avem câteva posturi de referință, atât radiouri cât și televiziuni, și raportăm la ele. Am avut un timp când am luat de la Media Forest, a fost o organizație care ne-a oferit aceste date, însă după aceasta noi avem un contract cu o altă organizație care ne oferă anume aceste informații. Și eu înțeleg că foarte multă lume care se crede că el este, să spunem, popular, steaua. Că este steaua. Da. Nu putem. Dar la moment vrea deja să vadă practic să-i demonstrați. Dar piesele lui deja nu se mai difuzează în măsura în care s-a difuzat 10 ani în urmă. De exemplu, da? El nu se mai ascultă. El astăzi va primi deja în cota în care a fost difuzat. Unul care a apărut astăzi pe piață și el este extra difuzat, el va primi cu siguranță într-o cotă mai mare, pentru că se ia din momentul după volumul rotației. Iată, asta este confuzia pe care toți artiștii nu o pot consuma. Poate, sau nu da, pot consuma, pentru că există deja un mecanism. Păi bine, înseamnă comunicare nu există și ei, oamenii, nu înțeleg. Până a înțelege, trebuie să comunice. E foarte dificil. E foarte dificil pentru că în primul rând, foarte mult se află încă la ASDAC. Este o, deja... Deci o ordine încă nu a fost stabilită. Noi nu putem impune, dacă nu mai are licență. Noi nu putem impune autorii să migreze de la ASDAC către organizația noastră. Din câte știu eu, din 2014 acolo nu mai se întâmplă nimic. Ei sunt în litigiu până în ziua de astăzi. Am înțeles. Noi nu putem să despre facem niște nimic. Detalii la acestor litigii vom vorbi după un material video. Vă rog frumos, regia, să puneți pe post părerea domnului Iurie Bădicu, compozitor, producător la acest capitol. Care sunt problemele care se confruntă poeții, compozitorii în drepturile de autor?
Trebuie să menționăm că probleme de drept de autor și de drepturi conexe în Republica Moldova există chiar de la declararea independenței, dar acest sistem a cunoscut totuși o evoluare. Au existat câteva asociații și acum există care se ocupă de colectarea remunerației, dar oricum fiecare autor, fiecare titular de drept are obligația de a-și purta singur responsabilitatea și de a monitoriza cum îi sunt respectate aceste drepturi. În primul rând este cuantumul acestei remunerații, adică nu atât calitatea colectării, cât cantitatea, adică comparativ cu alte piețe de drept de autor, chiar și cea din România sau Rusia sau Ucraina, remunerațiile în Republica Moldova sunt mici și în acest caz ar fi binevenită intervenția guvernului pentru a adopta într-un sfârșit remunerații privind drepturile de autor, ceea ce ține cuantum minimum sau tarifele minime de remunerare. Avem organii competente care se ocupe de monitorizarea produsului intelectual în Republica Moldova? Sigur că cu monitorizarea din punct de vedere a legislației sau a implementării sau a politicilor, avem organ competent, este AGP, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, și sunt și asociații neguvernamentale, cum ar fi asociațiile obștești, care astăzi sunt licențiate ORDA sau Copyright. Dar totuși monitoring de facto sau de a vedea dacă opera creată este utilizată de către cineva în spațiu public, în spațiu online, de către alți utilizatori de opere, este greu de spus, fiindcă în alte țări există sistem de monitoring. La noi, din păcate, la momentul dat, nu avem o sistemă implementată ca să putem monitoriza operele utilizate. Poate din acest caz ar fi logic o intervenție a AGPI-ului, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, pentru a implementa un sistem de monitoring, ceea ce ar fi monitorizarea spațiului online sau a celui de radio și TV pentru a face rapoarte în acest sens. La ce nivel este cultura în țara noastră? Suntem o piață în stadiu de formare, adică urmează să mai implementăm politici și să mai ridicăm cultura, cunoașterea acestui drept, însuși de către creatori, adică cei care creează și au în posesie aceste drepturi și în momentul crearei devin titularei de opere, ar trebui să cunoască și drepturile pe care au în urma acestora, dar și obligațiunile. Da, a fost o părere a domnului Iurie Bădicu, compozitor și producător. Vreau să comentați, trebuie guvernul să se implice, să fixeze un tarif minim de remunerare și dacă acest sistem de monitoring care lipsește, despre care zice că este important, dumneavoastră a spus că el există, ce se întâmplă? Da, cu siguranță noi ne-am dorit foarte mult acest sistem de monitorizare, dar la moment nu există. Noi îl procurăm, într-adevăr, pentru că s-a găsit o companie care ne monitorizează. Este un sistem care este sofisticat și pentru asta se plătesc acum bani din acea remunerație pe care noi o primim ca autor. Doi la mână, noi deja ne-am adresat către AGP, AGP deja a făcut efort și acum la guvern se discută să ne ofere acest sistem de monitorizare dintr-o anumită, nu știu, acolo au venit careva sume de bani și ei încearcă cumva să ne ofere acest lucru și asta este deja plauzibil pentru noi. Trei la mână, faptul este că noi nu putem să lăsăm acest timp nemonitorizat și am solicitat de la toate televiziunile și radiourile raporturi prin care să ne expună cine și cum a folosit dreptul sau vreo operă. Și s-a conformat? Da. S-au sigur conformat, că toți ne trimit. Nouă sigur că ne este acum mai greu pentru că noi fiecare operă trebuie neapărat să o descifrăm cu autor, textier, compozitor, aranjor, fonogram și așa mai departe. Dar noi nu putem să nu luăm în calcul aceste lucruri pentru că vin foarte mulți interpreți care spun că piesa lui a fost foarte difuzată, dar uite că... Da, sunt apropo niște posturi de televiziune care difuzează piese și nu știu dacă autorii mai de dimineață până în seară. Noi avem o reprezentativitate destul de frumoasă la moment când vin autori care nu s-au așteptat și ridică onorare destul de bune. Asta se datorează faptului că posturile de televiziune deja
sunt mai aproape de ceea ce se produce autohton. Și asta este deja un plus pentru toți autorii noștri. Tariful minim de remunerare este necesar sau aici putem varia? Și la moment noi suntem în negocieri directe cu fiecare și asta cât de cât pe noi ne dezleagă mâinile și am să vă spun de ce. Noi nu putem de fiecare dată să punem un același tarif la toți utilizatorii. Sunt diferite câștiguri, diferite săli de concerte, capacități diferite, utilizatori care au abonați, sunt posturi de cablu care sunt cu abonamente puține, sunt posturi astea de... vorbesc despre sigur că, astea din da, țară, și din atunci, Republică. Și atunci vă zic că noi avem a noastră cât de cât format un mecanism prin care noi încercăm prin a aduce anumite ajustări la sume ca să putem cumva să le dăm posibilitatea și ei să se dezvolte, dar și dreptul de autor să nu încălcat. Da. Așa, către dumneavoastră, doamna Suveico, o întrebare mai simplă atunci ca să vedem, să înțeleagă și telespectatorii. Cât de frecvente sunt procesele de judecată la acest capitol și de la ce se pornesc? Cum începe? Procesele sunt destul de multe și sunt foarte diferite. De la bun început, când am început eu a lucra cu AGSDAC, procesele de fapt erau dintre asociația care reprezenta autorii pe de o parte și utilizatorii care nu întotdeauna înțelegeau că sunt obligați să achite pentru că folosesc operele în activitatea lor comercială. Și de fapt astea erau litigiile. După ce a fost pusă în aplicare noua lege, așa cum am zis, în 1 ianuarie 2011, s-au iscat o serie întreagă de litigii între aceste organizații de gestiune colectivă. Care se soldează cu succes și până la ce nivel ajungeți ca să Curtea Supremă se oprească în prima instanță? Vreau să vă spun că sunt litigii foarte curioase. Bunoare, într-un litigiu avem două decizii a Curții Supreme de Justiție pe același caz care sunt diametral opuse. Într-un caz au considerat că este temei de a accepta o cerere de revizuire. În scurt timp, alt complet de judecat aceeași instanță a zis că nu ar fi temei de revizuire, dar eu expun părerea mea subiectivă, nu țin parte cu nimeni, dar consider că în mare măsură AGP a contribuit la apariția acestor litigii. Și am să vă dau un exemplu concret, doamna Nagăcescu poate să confirme, cunoaște foarte bine domeniul. Legea prevede că atunci când mai multe organizații solicită aviz pentru aceeași categorie de drepturi sau pentru aceiași titulari, AGP avizează o singură organizație, în lege este indicat că se avizează organizația care, într-o măsură mai mare, corespunde criteriilor, așa cum a spus doamna Găcevski, că sunt un șir de criterii indicate în lege. În 2013, AGP a adoptat o decizie care, de fapt, nu se prea încadrează în cadrul legal, a avizat toate organizațiile care au depus cerere pentru membrii lor, iar drepturile, deci licența obligatorie și extinsă. De ce monitorizează pe AGP aici, întrebarea mea este? Dacă ei dau fără ca să fie respectate criteriile? Păi, uitați-vă, în judecată, când există un litigiu, și în judecată eu am întrebat reprezentantul AGP. Am citat articolul respectiv din lege și zic, uitați-vă, voi trebuia să avizați o singură organizație care, într-o măsură mai mare, corespunde criteriilor stabilite de lege. Dumneavoastră ați eliberat la toate organizațiile. Cum explicați această decizie care, de fapt, nu se încadrează în norma legală? Și am primit un răspuns foarte curios. A spus că, de fapt, niciuna din organizații nu corespundea tuturor criteriilor și de aceea noi le-am avizat pe toate. Niciuna. Deci pe toate le-am pus într-o singură oală. Da, și noi le-am avizat pe toate, fiindcă niciuna nu corespundea. Adică, la întrebarea mea, în situația în care este un mecanism reglementat de lege, cum ați spus așa arbitrar să luați o soluție? Păi, în lege nu este interzis să avizăm toate organizațiile. Deci, după părerea mea ca jurist,
Este... Deci legea este interpretată greșit și nu evident, fiindcă în situația în care legea stabilește un anumit mecanism de avizare, nu poți spune că dar legea nu interzice alt mecanism. În situația în care legea a reglementat deja situația, nu mai poți inventa o a treia bicicletă. Înțelegeți? Adică, părerea mea ca avocat, că în mare parte este vina AGP-ului de ce s-a întâmplat. Aici, la capitolul AGP, vreau și dumneavoastră, doamna Nagacevski, să îmi răspundeți. Știu că la finele lunii mai, CNA-ul a emis un raport în baza legii pentru AGP-ul, a zis că va promova sau va aduce niște rectificări la legea existentă. Ce se aude cu acest raport asupra legii și obiecțiile pe care le-a făcut CNA-ul și dacă cunoașteți despre acest raport? De fapt, a fost ca, să spun, un și ce face proiect AGP-ul de expertiză. În cazul ăsta? Joacă jocul da, a fost cui? A fost un raport de expertiză, pentru că, într-adevăr, noi avem cu mult mai mare probleme, adică problema este cu mult mai mare din interior decât vi s-a părea dumneavoastră din exterior. Și am să vă spun printr-un exemplu. Licența extinsă a fost... până la 31 decembrie anul trecut, valabilă doar pentru ANCO. Din 1 ianuarie, AGP-ul trebuia neapărat să emită o altă licență extinsă și obligatorie uneia din aceste două organizații, ORDA sau ANCO, pentru că ce înseamnă licența extinsă? Este acea remunerație care rămâne neacoperită, adică nestrânsă. Vă dați seama că un post de televiziune, deci cântă sau difuzează o piesă a lui Michael Jackson, da? Nimeni din moștenitorii lui Michael Jackson nu a venit în Republica Moldova să depună o cerere prin care să solicite o organizație de despre aceasta am spus ce înseamnă cu organizația mondială contra... Noi avem încheiat o înțelegere cu ei sau nu? Am da? Să vă spun și eu mai târziu, mai târziu da. Da. Și atunci vă zic că deja a fost difuzată asociația care avea această licență extinsă pentru ca să culeagă remunerația de autor pentru piesa difuzată nu avea dreptul, dar noi aveam contracte care deja sunt încheiate pe un termen nelimitat cu organizațiile, cu utilizatorii și atunci ei nouă ne transferau. Dar neavând acest aviz, ne transferau ilegal. Acest domeniu a fost blocat iarăși până în luna mai. Ca în luna mai, AGP-ul să emită această licență extinsă iarăși acelei organizații ANCO cu scopul ca ea trebuie de la 1 ianuarie care a fost să-și recupereze. Spuneți-mi pentru ce a fost nevoie să stopăm 5 luni de zile de lucru. Deci nu a fost vina asociațiilor, nu a fost vina utilizatorilor și nu a fost vina autorilor că noi n-am putut să lucrăm, deoarece fără licența extinsă noi trebuia să colectăm doar în limita membrilor noștri. ORDA are membrii săi, ANCO are membrii săi. Deci eu trebuia să schimb toate contractele. Noi avem peste 2000 contracte deja contractate. Deci vă dați seama, o muncă depusă a fost stopată. Acum trebuie să lucrăm pentru ca să recuperăm remunerația din ianuarie, februarie, martie, aprilie. Cine o să ne remunereze pentru munca pe care nu a fost depusă și acum noi angajăm oameni ca să reușim să recuperăm lucrul ăsta. Deci, Agenția Proprietății Intelectuale, credeți-mă, ei își fac lucru. Eu nu pot să zic că ei nu își fac lucru. Însă undeva ceva se scapă. Spuneți-mi, pe umere cui lăsăm, iată, aceste lapsuri care sunt lăsate? Că ei vin cu faptul ele că... sunt făcute aceste lapsuri cu bună știință sau cu eu cred că întrebare. Sunt făcute cu bună știință, dar noi nu le putem motiva. Pentru că acești oameni trebuie remunerați. Noi avem o cotă prin care noi ne lăsăm pentru un comision în care noi trebuie să intrăm cu cheltuielile de întreținere a asociației, adică aici între salariu, chirie și așa mai departe. Și vă dați seama că noi dacă mai luăm alți oameni ca noi să reușim acest volum de lucru, noi depășim acest comision, după care noi suntem verificați în fiecare an de către AGP și ne se retrage acest aviz. Spuneți-ne, vă rog, cum eu trebuie în continuare să activez? Da, e situație complicată. E foarte complicată. Vreau să mai, regia, vă rog frumos să mai auzim o părere a Suzanei Popescu, interpretă, și să vedem ce spune dumneavoastră ei la tema dată. Toți oamenii de artă, toți scriitorii, toți pictorii,
toate persoanele care fac invenții, toți avem aceeași problemă, remunerarea. Sau, mai bine zis, susținerea organelor de drept. Dar este de competența juriștilor, de competența Parlamentului și a Guvernului, fiindcă trebuie emisă o lege care să fie respectată. Dar nu se respectă nimic. Noi pur și simplu suntem lăsați așa ca niște fantomi. Noi, în momentul când avem o sumă de bani, putem să mergem singuri, să plătim și să ne înregistrăm o lucrare, două. Dar dacă nu avem bani, nu ieșim nicăieri. Organele de drept și Ministerul Culturii remunerează Filarmonica, este o organizație de stat, Palatul Culturii este o televiziune, radio, dar la noi, după cum știți, toată lumea cântă și peste noapte poți face artist, luând lucrările de la alt interpret, nerespectând niciun fel de lege și depinde care televiziune te promovează. Da, avem o părere, oameni nemulțumiți, oameni care nu știu ce să facă și tot dumneavoastră ziceați aici cât era video, că doamna la fel așteaptă niște plăți care nu din puteți. Păcate, iată, asta este și durerea noastră, pentru că vin alți artiști noi care umplu acest, să spunem, eter cu piese noi și ăștia care au fost cândva vedete, mai puțin sunt ascultați. Iar acum remunerația noi dar deja... Dar nu este o problemă și a noastră? Că noi, păi, noi punem... este problema, dar asta este pentru fiecare utilizator, deja el își face programul lui de emisie. Noi nu ne implicăm. Și iarăși, asociațiile de gestiune colective nu se implică în programele televiziunii sau radiourilor. Asta este problema lor. Fiecare care își organizează programul la postul lor de televiziune. Da, dar noi... aici vorbim despre calitatea pieselor muzicale apărute pe piață. Iarăși, fiecare program, el își face devizul de consum. Noi, vă spun și altceva, piesa cea mai vândută nu e neapărat cea mai bună. Cea mai calitativă. Dar este cea care aduce cele mai bune vizualizări. Voi doar toți sunteți care pe asta câștigați. Adică, să fim clari, eu o respect, doamna Suzana. Faptul este că mie mi-e dragă de ea și nu doar de ea. Noi avem o sumedenie de artiști. Exact. Și ce s-a întâmplat cu Azdaco, acum vreau să fac așa o paranteză. Iată, asta este problema care noi am încercat cumva să o punem la punct și ne-am adresat nouă dată că ar trebui de făcut un fond de ajutorare pentru artiștii care deja nu-și mai pot interpreta sau, să spunem așa, nu-și mai pot ține acel statut de vedetă care este pe prim plan, da? Dar, scuzați, legea nu prevede așa ceva. Este altceva. Către dumneavoastră o întrebare, una mai practică. Din 2014, știu eu o situație mai exactă, Dumitru Matkovski, cel mai cântat dintre tot poeții națiunii noastre, care are peste 300 de texte, da, pe care le interpretează și peste hotare și în toată lumea, nu primește această remunerare pentru că era parte, avea contract la ASDAC. Iată rudele a lui Matkovski. Mai au vreo șansă ca să aibă acești bani, această remunerare în momentul în care litigiile sunt pe rol sau ce se întâmplă, iată, la capitolul acesta? Așa cum am spus mai devreme, deja nu mai reprezint ASDAC-ul și nu știu exact care este situația, dar în momentul când eu eram avocat ASDAC-ului, eu eram convinsă că ASDAC-ul este neîndreptățit, ASDAC-ul avea toate, adică corespundea la toate criteriile pentru a activa pe piață și de fapt a fost blocată activitatea acestei organizații, eu consider că în mod artificial, pentru că ceilalte organizații concurente au acționat în judecata ASDAC-ul, pretendeau sume enorme și ca măsură de asigurare acestor acțiuni de valori fabuloase, vorbesc de milioane, dacă nu greșesc, la momentul când colaboram cu ASDAC, aveau vreo 13 milioane sechestrate. Deci, sume pretinse de organizațiile concurente. Și eu eram... Nu pot să fii în Republica Moldova 100% convins de ceva, dar eu consideram că ASDAC este neîndreptățit și până la urmă justiția își va face treaba, va da câștig de cauză. Și într-un fel... Da, la moment, atunci ați fost așa, dar la moment rudele lui Matkovski poate să aibă o
La moment eu nu am dreptul să mă expun, dar eu din câte știu, îmi cer scuze, doamna Grăcescu, am avut ocazia să vorbesc odată personal cu doamna Alexandrina Matkovski și dumneavoastră zicea că dacă Dumitru Matkovski a fost printre fondatorii sau tot timpul a fost în ASDAC, ea nu poate, după moartea lui, să părăsească această asociație. Și asta, de fapt, este dreptul autorului, așa cum a spus și doamna Nagărcescu mai devreme. Ei decid să plece, să plece sau nu. Eu sunt de părerea că ASDAC ar trebui să activeze. Eu înțeleg că era, poate că nu putem să vorbim că erau toate aceste organizații în condiții egale, fiindcă ASDAC-ul era de mult piață, era cea mai mare organizație, avea personal care deja da, avea anumite... Domnul Bădicu a spus că de la Revoluție și până acum noi nu avem regulă în domeniul ăsta, așa că dumneavoastră ziceți că ASDAC a făcut și era unicul și a făcut regulă? Vreau să zic că eu consider că nu pot să mă dau cu părerea cât de bine erau gestionate lucrurile în ASDAC, dar știu că remunerația se repartiza în dependență de rapoartele care le prezentau utilizatorii. Am înțeles. Domnul Găcevski, dacă aveți a spune da, ceva la deci acest... Aici trebuie pur și simplu de clarificat și vreau să liniștesc rudele domnului Matkovski că banii nu s-au pierdut. Deci uitați-vă cum se întâmplă în cazul în care dânsul rămâne membru a acelei asociații. Și asta este veridic pentru și alți autori. Dânsul își poate recupera banii, cei care au fost colectați când ASDAC-ul avea această licență, dar din moment ce ASDAC-ul a pierdut această licență, banii au fost colectați de către asociația care a avut licența extinsă, care a acoperit acei autori care nu erau, care nu făceau parte din, deci banii lui Matkovski se păstrează la asociația care a avut licență extinsă. O parte se păstrează la Orda, pentru că noi am avut în 2014 9 luni de zile această licență. O parte se păstrează la ANCO. Doar că trebuie de făcut o cerere și de recuperat banii. Noi am vorbit la tema asta și îmi pare foarte bine că dumneavoastră ați ridicat întrebarea asta. Doi la mână. Din ce cauză aceste 13 milioane despre care spune blocate, doamna avocat, sunt blocate? Faptul este că ASDAC-ul nu reușea să repartizeze bani, pentru că ei făceau o muncă manuală. Și asta, ei lucrau cu rapoarte, ceea ce noi acum avem monitorizare care nouă ni se aduce rotațiile și noi vedeam acum deci lucrurile altfel stau da, și mai ușor de monitorizat. Blocat. Deci sumele care nu reușeau, pentru că ei, de exemplu, erau în 2010, dar primeau bani pe 2007, pe 2008, deci cum se reușea? După asta, deci noi... au fost o perioadă când ei au colectat bani neavând dreptul să colecteze. Am înțeles. Și iată, aceste organizații din care fac parte și eu, noi am blocat și am sechestrat acești bani pentru că noi trebuie, sau instanța trebuie neapărat să se expună asupra căror sume au fost colectate ilegal. Iată din ce s-au format aceste blocaje. Da. Și rog, regie, vă rog frumos, mai avem o părere. Este Jan Raiburg, interpret și compozitor, care la fel vreau să-l auziți. Care sunt problemele cu care se confruntă compozitorii în drepturile de autor la noi în Republica Moldova? Cu drepturile de autor? Eu nu știu dacă sunt drepturi. Ce să vă spun eu? Tot ce se face legal monitorizează numai posturi de radio și televiziune și tot ce se întâmplă împrejurul, vorbesc de baruri, diferite magazine, salon de frumusețe și mai departe, acolo sunt mii și mii, care tot plătesc bani lunar, asta eu știu precis. Dar banii ăștia nu se arată. Ei arată numai... Eu am vorbit cu oameni care din domeniul ăsta care lucrează în asociația ăștia de drept de autor și arată numai tot ce e legat cu posturi de televiziune și radio. Dar asta e 5% din tot ce se adună, tot ce se culează. Și de asta eu nu cred că eu sunt primul, nu cred că eu sunt ultimul, care nu sunt mulțumit. Eu nu știu câți bani trebuie să primesc eu. Nu știu cât bani trebuie să primească altcineva, dar știu ce am făcut în viața asta, ce am făcut în parcurs de niște 10-10 de ani. Și tot ce eu primesc, eu cred că asta, nu că nu e destul, asta e simplu de râs.
Revenim în studio. Vedeți, domnul Raiburg are și dumnealui o părere. Zice că poate să fie personală, dar poate să cuprindă și părerea mai multor autori. La acest capitol vreau să vă mai întreb și despre, să ne referim și la filme și emisiuni. Cum stă la aici stau lucrurile? Și dacă cine are dreptul la noi să difuzeze filme pe teritoriul Republicii Moldova și emisiuni? Și cine colectează sau se informează sau sistematizează acest lucru? Asta este dreptul companiei, da, a utilizatorului, deci el își difuzează programul său. Noi doar dacă autorii acestor filme, hai să spunem regizorul sau actorul, a venit și a înregistrat la noi dreptul de, autor, noi îl urmărim pentru că nouă ni se transmit aceste rapoarte. În caz când el nu și-a înregistrat acest dreptul de autor, nu ne-au dat nouă dreptul ca noi să-l valorificăm, noi nu îl valorificăm. Deci iată, sunt câteva momente. Și la începutul emisiunii vorbeam despre colaborarea sau dacă avem încheiate niște acorduri cu Organizația Mondială pentru Protecția Intelectuală, un pic, cum se mai spune. Și dacă noi cădem sub incidența acestor și putem, avem dreptul să ne adresăm la ei când vedem că AGP-ul încalcă ceva sau nu este... Deocamdată noi nu avem... Eu răspund de ORDA. Așa. ORDA nu are încheiat cu asemenea organizație niciun contract, niciun fel de colaborare. Încercăm cumva, doar că sunt la momente demarate negocieri între AGP și această organizație, pentru că dacă ne referim în România, da? Deci există doar două organizații, Credit Dam și Ucimiriada, unde drepturile sunt expres partajate. Este dreptul de autor și este dreptul conex. Dreptul de autor sunt compozitorii, sunt textierii, dreptul conexei sunt interpreții, sunt producătorii de fonograme. Și iată, deci, aceste două organizații sunt delimitate într-o așa măsură că doar autorii au dreptul să aibă colaborare cu asemenea organizații. În Moldova, aceste drepturi sunt comasate la una și aceeași organizație. Atâta timp cât noi nu suntem partajați pe drepturi separate, noi nu ne putem adresa. Da, dar apare în situația când nu avem această colaborare, apare situația că piesele noastre difuzate peste hotare nu pot fi monitorizate și nu putem să beneficiem de... Există acorduri bilaterale. Bilaterale cu țările, da, de exemplu, da, România-Moldova, că... Ucraina-Moldova. Azi, dacă avea, dacă nu greșesc, 49 de acorduri cu diferite state. Așa, vreau neapărat, regie, îmi spune că avem un minut, dar știu că Lilia Bolocan, materialul are un minut 29 și pe final vom avea câte un minut de concluzie. Vă rog frumos să puneți părerea doamnei Bolocan, directorul general AGP, la întrebările noastre. De foarte multe ori titularii de drepturi, adică autorii, nu-și cunosc drepturile. De foarte multe ori nu cunosc drepturile lor, poate pot fi realizate printr-o organizație cu gestiune colectivă, dar chiar și atunci când devin membru a unei organizații cu gestiune colectivă, nu-și cunosc drepturile despre cum se realizează aceste drepturi și care ar fi acțiunile pe care pot să le întreprind astfel încât drepturile lui să fie respectate și aplicate. Suntem în proces de modificare a legii privind dreptul de autor, în special în ceea ce privește implementarea directivei privind transparentizarea domeniului dreptul de autor și a organizațiilor cu gestiune colectivă și atunci o comunicare mai eficientă între diferite părți din dreptul de autor ar aduce o plus valoare la ceea ce ne așteptăm noi, să avem mai multă transparență despre cum sunt colectate remunerațiile, să avem mai multă transparență despre cum ajung la autor, astfel încât și utilizatorii să fie încrezuți despre faptul că efortul lor și compensațiile pe care ei le achită în fondul dreptului de autor ajung cu adevărat către autor. Ne dorim transparență și comunicare, a zis doamna Bolocan. Ce ne doresc autorii? Noi dorim ca legea să existe și să lucreze. Chiar și cu această lege, ea este destul de lucrabilă și noi chiar ne dorim să nu fie schimbată. Ea nu trebuie modificată și nu trebuie trecută. Părerea mea. Dumneavoastră, din toate aceste litigii pe care le-ați avut, cum considerați că transparența și este necesară? Bineînțeles că este necesară.
Dar să știți că pe mine mă doare inima pentru ASDAC până în momentul de față, chiar dacă nu lucrez, eu consider că au fost nedreptățiți. Deci autoritățile trebuie să atragă atenție la situația care a fost creată la ASDAC și oamenii care au fost nedreptățiți. Asta să înțeleg. Da. Mi-mi pare rău că atât de repede a trecut timpul, dar eu am promis și celor care astăzi am fost și am intervievat că vom mai organiza alte emisiuni, pentru că și domnul Liviu Știrbo a dorit foarte mult să participe la o altă emisiune și în mod public îi spun că neapărat organizez încă o emisiune. De aceea vă mulțumesc mult, succese și să avem izbândă și să reușim să ajungem la o situație mult mai clară și mai limpede. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, să ne urmăriți marți și vineri la 19:00. La revedere!